4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Am pregătit mai multe ouă decât sunt ei în gașcă, pentru că o să înceapă campionatul de ciocnit ouă și nici nu vreau să mă gândesc ce mă așteaptă. O vers pentru vrăjimăturica, ea își dorește foarte tare o natură sănătoasă, o lume curată. O albastre pentru clopoțel, pentru că el asociază întotdeauna ghicitorile cu ceva albastru care ține de cer și de mare. Roșu este, vă vine să credeți, fetița Zurli vrea ou roșu. Galben, o să se împartă galbenul între Truli și Zdrângănel, pentru că ei doi iubesc foarte tare această culoare, iar mie, dacă mai îmi rămâne vreun nou, o să mă bucur de el. Dacă nu, o să le mănânc pe alea spartă pe care o să le lase ei la masa de Paște, și dacă rămân multe ouă spartă, o să fac din ele ouă umplute pe care o să le mănânce Marius Aștilean. Dar, atențiune, pregătiți-vă, pentru că în câteva secunde va năvăli în interiorul casei toată gașca Zurli, care s-a dus la căuta de ouă în curte, când de fapt toate ouăle sunt pe masă. Hei, unde sunt toate ouăle? Am găsit doar un iepuraș de ciocolată! Bune, v-am zis să mergeți să le căutați în curte ca să apuc eu să aranjez frumos masa de Paște. Hai, măi, tati, vrei de încătoarea! Mulțumim! Am făcut păscuță, wow. Am făcut cozona, v-am luat niște ouă de ciocolată, da. Și fiecare are culoarea lui preferată. Hai să văd dacă mai țineți minte care ce culoare preferă. E roșu! E galbă! Eu prefer culoarea cozona. Eu m-am gândit că noi doi oricum o să le mâncăm pe toate. Bine! Eu voi alege un ou roșu. Și tu, Luluța, eu zic să iei un albastru, că ești băiețel. Da. Și ce dacă și fetele pot să aibă albastru? Da. Și fetele pot să aibă albastru. Bravo! Da. Atențiune, atențiune! Știți cum se procedează, da? Da! Dar unul zice Hristos a înviat, celălalt zice adevărat a înviat și se ciocnește, cine da? Cine zice Hristos a înviat dă primul, nu? Da! Și iar cel care rămâne cu ou nespart, dă cu și poate să le aleagă chiar el. Deci campionatul de spart ouă. Da, eu aș vrea, de exemplu, acum să o aleg pe vrăjimăturica. Începeți voi două? Da, începem noi două. Da? Și după aceea cine alegem dacă nu ne putem hotărâ? Păi nu, dar ajută să te hotărăști dacă nu. Bine, și cine reușește să rămână cu oul nespart, câștigă un premiu. Ce premiu? Adică la masa de Paști va trebui să fie servat de restul gășcii. Da, să-i se dea mâncare în curiță. Regele sărbător. Da? Gata. Bine, da, bine, sărbătoare, dar putem să facem galerie? Da. Cine ține cu mine, cine ține cu vrăjii? Eu țin cu vrăjii. Eu țin cu vrăjii. Haide, vrăjii. Eu vă iubesc pe amândouă. Haide, tati, prezentatoarea. Haide, prezentatoarea. Stai, 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 stai. Facem pe ambele părți sau doar tu? Pe o parte. Pe o parte. Hai, pe ambele părți. Pe ambele părți. Pe ambele părți. Se poate sparge pe o parte și pe o parte să se spargă și egalitate. Doar pe o parte. Doar pe o parte. Bine, doar pe o parte. Vârful, vârful sus. Este cam simetric. Tati prezentatoarea. Tati prezentatoarea. Tati prezentatoarea. Fetele. Bravo! Vino,
echipa pierzătorilor. Bine, e un număr, da? Drangă, 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 ne, joacă-te acum cu el. Drangă, 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 ne, ieși afară dumneata. Oh, ce mai fad! Hai, Luli! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Bravo! O să schimbi ouă, o să știi. Hai de acum, eu trebuie să fac ceva cu celălalt. O să schimb? Nu, da. tu okay. Tu alegi pe altcineva. Eu aleg pe altcineva. Dar să spor și alege doi, alege doi. Vino aici, Juruță. Alege, dară cu fiță Zurli. Pentru că lui a fost distrus, tu a fost spart un pic, tu trebuie să alegi pe altcineva. Da, da, dar să eu rămân la urmă, eu nu mai ciocnesc decât odată. Bine, hai, urmezi tu acum, poftim. Hai, vino aici cu mine. Ții cu mine, clăpățesc? Sigur că da, Trulli. Fetița Zurli trebuie să stai cu fața la mine dacă vrei să competizezi cu mine. Hai de Trulli! Hai de Trulli! Păi dar ce să fac? Acum am rămas de partea lui Trulli. Ești pregătită? O să dau eu? Da, haide! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Tare ca piatra! Iute ca stâti! Ești eliminat! Hai de alege pe altcineva! Cine mai urmează? Uite cine mai urmează! Mulțumim din toate, nu știu unde dau seama,
Vă lăsăm pentru că mergem să scoatem friptura de la cuptor. Da! Eu vreau salată! Și salata din frigider! Și ne așteaptă curtea cu toate jocurile astăzi, așa că petrecem fetița zile, vina. O să vă povestim data viitoare cum din regele sărbătorii a devenit servitorul sărbătorii fetița zile, care ne-a păcărit unde-i? Unde-i? Băi, nu mai da! Nu mai da! Sărbători fericite! La revedere! Paște fericit! La revedere! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să apăsați pe clopoțel ca să aflați primii când mai apare un videoclip nou cu cașcazuri. Eu mă duc să mănânc înaintea lor friptură. Pa! Hei, unde-i puțin? Stai așa, haide!